intrând aici, am avut așa o stare specială. Mergeam de multe ori la meciurile Rapidului. Eram impresionat cred că absolut toată lumea a fost, toți copiii, de atmosfera creată de tribune. Principalul obiectiv când pornesc la un drum este să-mi duc drumul la capăt. Antrenorul care n-a fost scos, nu știu, poate doar pe tatăl meu, doi, el n-a scos, n-a dat afară, nu i-a demis. Noi am plecat. Rapid, cu un singur antrenor a ajuns în grupe, cu mine, de trei ori. A suferit enorm, dar dimineața și la presiunea suporterilor și presiunea jucătorilor care și-au pus tricourile pe gard în semn de protest și de a atrage atenția lui Copos că nu sunt de acord cu schimbarea, dânsul a revenit. Vezi tu, Rapidul a fost întotdeauna echipa aceea frumoasă, care ajunsese să fie puternică, dar era dincolo de baricadă. Era de partea opusă a lui Dinamo și a Stelei, care aveau forța politică și tot ceea ce însemna la federație, sprijin și așa mai departe. Deci deja se crease acea atmosferă de tensiune, de orgoliu între dânsul și mine, între echipă și noi, pentru că toate astea au ajuns și la jucători. Un public fenomenal. Giuleștiul știm bine că a trăit de-a lungul istoriei datorită publicului. Am ajuns la alt nivel de încredere și de convingere că absolut totul e posibil în fotbal. Când am venit și am jucat la Rapid și am jucat acea finală de cupă contra lui Național și am câștigat, a fost primul meu trofeu, deja mi-am spus, am făcut ceva în fotbal. Nu o să trec prin fotbal fără să las o urmă. Îmi place să zic asta și simt așa o stare specială pentru Rapid. Rapidul pentru mine înseamnă pasul către împlinire.